Salutare, salutare, oameni buni și bine ați venit la un nou review aici la Cu și despre mașini. Astăzi, așa cum ați văzut deja, vom discuta despre noul Kia Sorento. Înainte să începem însă, probabil că ați observat că mașina e un pic murdară și e un motiv pentru asta. Astăzi a plouat, a fost intermitentă, vremea a fost super ciudată. Pe lângă asta, am un mesaj special pentru voi. Înainte să începem acest review, am un mesaj pentru voi de la sponsorul nostru de astăzi. Acum nu foarte mult timp, am pus pe canal un video în care detaliam lucrurile la care trebuie să fii atent atunci când îți speli mașina la o spălătorie self-service și cum să faci acest lucru. Ei bine, dacă vrei să îți faci și tu o astfel de spălătorie, e bine să știi că cei de la Erle România sunt o echipă profesionistă și tânără care te pot ajuta în absolut orice direcție atunci când vine vorba de începerea unei astfel de afaceri. Ei te pot ajuta cu creionarea unui plan de afaceri, cu calculul rentabilității, cu găsirea locației potrivite, precum și, bineînțeles, cu oferirea de echipament și detergenți și consumabile, inclusiv ingineri care să te ajute să-ți faci această stație. Nu numai să o pui pe picioare, ci ei te ajută și să o întreții, oferind mentenanță atât în perioada de garanție, cât și post-garanție. Iar această mentenanță include nu numai asistență din partea tehnicienilor, cât și piese de schimb, detergenți și tot ce ai putea să mai ai nevoie. Dacă te interesează, o să las în descriere un link către cei de la Erle România, astfel încât să poți lua legătura cu ei și să îți creezi propria afacere. Acestea fiind spuse, haide să trecem la review-ul de astăzi. Iată, ne ajungi și la a patra generație Kia Sorento. Și dacă ați urmărit grupul sud-corean Hyundai Kia, probabil știți deja ce am de gând să spun. Mașina asta a evoluat extrem de mult în ultimii 20 de ani. A evoluat extrem de mult din toate punctele de vedere la oaltă cu grupul sud-corean, care a crescut foarte mult în ultimii ani. Dacă prima generație era o mașină foarte utilitară, țintită special pentru a fi folosită în scop utilitar, iată, ne-a ajuns la a patra generație cu o mașină care își propune să îți ofere foarte mult lux și foarte mult confort și să devină o rivală cu adevărat pentru jucătorii mult mai cunoscuți din acest segment și se uită în principal la Touareg aici. Dar vom vorbi despre asta puțin mai târziu. Vreau să-mi cer în primul rând scuze pentru că a întârziat extrem de mult acest clip. Unii dintre voi știți că inițial am avut mașina asta undeva astă iarnă, imediat după ce am testat Hyundai Santa Fe. Și ideea era să le testez pe amândouă foarte aproape una de alta și să public clipurile foarte aproape unul de celălalt. Din păcate am pierdut înregistrările cu Sorento din cauza unui SSD care s-a prăpădit și a trebuit să reprogramăm acest video. Așa că îmi cer scuze pentru întârziere și vreau să mulțumesc celor de la Hyundai și celor de la Kia România pentru înțelegere, pentru că mi-au oferit mașina a doua oară să vă pot prezenta. Trecând la acest model, de ce îi spun eu europeanul? Pentru că, spre deosebire de fratele său de platformă, cu care împărtășește extrem de multe lucruri, Hyundai Santa Fe, mașina asta mie mi se pare că are un design sobru, elegant, foarte stylish, așa, care mie mi-aduce aminte de continentul european. Și acest review va fi făcut în oglindă cu cel cu Hyundai Santa Fe, pentru că nu ai cum să nu menționezi mașina aia, pentru că cele două sunt, practic, doi frați ai dizigoți, adică gemeni, dar care nu arată la fel, făcuți pe aceeași platformă. Și știu că designul e o chestie extrem de subiectivă, am spus-o și eu de foarte multe ori pe canal aici, în foarte multe clipuri, dar până și eu am o părere despre design. De foarte multe ori mă abțin să o exprim pentru că nu vreau să vă influențez vouă decizia de cumpărare. Rolul unui jurnalist este să fie imparțial, să vă ofere doar faptele și voi să decideți în consecință. Dar Santa Fe-ul pentru mine nu are un design plăcut. E un design care mie mi-aduce aminte foarte mult de ce vezi în America, în parcările americanilor, vezi foarte multe mașini asiatice. Și Santa Fe are un design de mașină asiatică, punct. Pe când mașina asta mie mi se pare mult mai stilată, așa cum vă ziceam. Puteți observa acest Tiger Nose uriaș, această grilă uriașă în partea din față, aceste elemente daytime running LEDs.
la baza farurilor, care arată foarte bine și atunci când semnalizezi se transformă în culoarea portocalie. Aceste faruri cu LED care arată absolut superb noaptea și pur și simplu toate formele sunt coezive. Ai un design foarte plăcut în partea din față. Și din lateral mașina este sobră, simplă, nu ai foarte multe linii complicate, nu ai unghiuri ciudate, pur și simplu arată bine. Mașina asta e îmbrăcată în mineral blue, dacă nu mă înșel. Are roți pe 19 și este în echiparea premium. Deasupra ei mai există doar echiparea premium plus, care îți mai duce trapă și încă vreo două lucruri. După părerea mea, nu foarte importante. Veți observa și aceste praguri, care sincer nu au o utilitate foarte mare, pentru că mașina nu este atât de înaltă încât să ai nevoie de ele ca să poți să urci în ea. Bine, dacă ai undeva peste 1.70, dacă ești ceva mai scund, s-ar putea să fie utile aceste praguri. Ușa coboară în mod normal până sub prag, dar având aceste praguri expandate, ai ocazia să te murdărești mai mult pe pantaloni decât în mod normal, pentru că ușa nu mai acoperă toată zona de jos. Și cum și mașina în momentul ăsta este murdară, atunci când cobori trebuie să ai puțină grijă să faci un pas un pic mai mare. Ce îmi place este faptul că ușile se deschid 78 de grade, adică până la 90, aproape de 90 de grade. Și această deschidere mare îți oferă posibilitatea să urci și să cobori foarte ușor în mașină. Partea din spate iarăși este butucănoasă, impozantă, agresivă, cu forme simple, însă bine structurate. Avem niște stopuri cu 4 linii verticale, care arată bine, două sunt pe haion, două sunt pe mașină. Sunt iluminate cu LED-uri în spate și arată incredibil de bine. Bara din spate nu are țevi de eșapament, dar are niște elemente de design care ți-aduc aminte că odată mașinile aveau și țevi de eșapament reale. Portbagajul este mare, până la 2000 de litri dacă pliezi scaunele dinăuntru, încăpător, și aici sus avem un eleron, nu are neapărat efect aerodinamic la viteze mari, dar adăpostește ștergătorul pentru lunetă. Și interiorul mașinii are un feeling extrem de european, după părerea mea, pentru că totul este simplu, este bine așezat, nu ai o mare de butoane care să te sufoce pur și simplu și lucrurile sunt foarte ergonomice la interior. Aș spune că te simți ca într-o mașină germană până la un punct. Ce impresionează în primul moment în care te-ai urcat în mașina asta este calitatea construcției. Materialele sunt de bună calitate. Noi avem aici, v-am spus, pachetul premium, care vine cu piele napa standard inclusă. Nu o ai pe celelalte pachete mai slabe, dar dacă tot o avem, să ne bucurăm de ea, da? Se simte foarte bine, e o piele foarte bogată, se simte foarte bine la atingere. Avem și acest model pe scaune cu forme geometrice și scaunele sunt încălzite și ventilate. O chestie pe care nu au foarte multe mașini. Și până și plasticul de la interior arată bine acolo unde este folosit și se simte decent. Toate zonele unde ai tu contact au fost îmbrăcate în materiale de calitate bună. De exemplu, pe panoul ușii ai piele în toată secțiunea asta de aici, inclusiv mânerul de care o să tragi când închizi ușa. Dar în fața și în spatele mânerului ai un plastic ceva mai dur. Nu e o problemă pentru că nu vei atinge plasticul ăla foarte des. Partea de jos a ușii, da, are un plastic mai slab, dar iarăși este bine folosit acolo pentru că acolo vei da cu piciorul cel mai des. Buzunarele din uși, în schimb, nu sunt foarte mari, asta m-a surprins. Mai e foarte mult loc de stocare acolo, dar nu știu dacă va fi neapărat o problemă. Partea de sus a ușii are un plastic moale, la fel și partea de sus a bordului. Aici avem un trim dintr-un material care imită aluminiu, nu cred că este aluminiu adevărat. Și totul arată bine. Îmi plac aceste guri de ventilație care seamănă, după părerea mea, cu niște ținte pe care le aveau navele spațiale în Star Wars. De altfel, mașinile astea au fost cumpărate cu mașini din Star Wars destul de multe ori, mașinile de la Kia. Volanul e îmbrăcat într-o piele foarte bună și acum ajungem la partea mai puțin bună a acestui interior. Respectiv, cantitatea uriașă de plastic lucios negru pe care o avem aici. Plastic lucios negru care în poze arată bine. Se simte decent la atingere, nu pot să spun că nu se simte bine, dar problema uriașă pe care vă spun la fiecare clip cu mașini care folosesc acest material este faptul că adună foarte mult praf și foarte multe amprente și se va zgâria destul de ușor și asta va afecta calitatea interiorului în timp.
Avem toată bucata asta de aici, este îmbrăcată în plastic negru lucios, toată bucata de aici la fel, avem și pe volan, avem și pe uși, deci este destul de mult. În schimb, avem conectivitate foarte bună, aici în această zonă avem un conector USB Type-A pentru Android Auto și Apple CarPlay și încă doi conectori tot Type-A doar pentru încărcare, nu pentru conectare la sistemele mașinii. Tot în această zonă avem și o plită de încărcare wireless cu răcire, o chestie foarte importantă. La multe mașini, inclusiv premium, ai încărcare wireless, dar nu ai răcire și telefonul se supraîncălzește și se oprește încărcarea wireless după un timp. Aici avem și selectorul de viteză, aș spune schimbător, dar e mai mult un selector rotativ. Foarte simplu de folosit și mai jos avem un buton din care poți să selectezi modurile de condus. Mașina asta are 6 moduri de condus, 3 pentru șosea, 3 pentru off-road. Ai modul Eco, Sport sau Smart pentru șosea sau apeși pe butonul ăsta, treci în modul Terrain și ai modul Snow, Mud și Sand. Aici mai jos ai butoane pentru auto-hold, încălzire, volan, camere și așa mai departe. Două cup holdere cu un spațiu de stocare și o cotieră cu adevărat uriașă. Sistemul de climatizare are și butoane sensibile la atingere și butoane clasice. Butoanele pentru pornire, oprire, dezaburire și lunetă sunt fizice. Butonul pentru temperatură e fizic. Butoanele pentru temperatură sunt fizice, dar restul butoanelor sunt sensibile la atingere, dar sunt ușor de folosit. Nu e nicio problemă din punctul ăsta de vedere. Instrumentarul de bord este digital și are o rezoluție foarte bună. Are anti-aliasing foarte bun. Anti-aliasing înseamnă că formele rotunjite au o definiție foarte bună spre margini și este multifuncțional, îți arată o extrem de multe informații de care ai putea avea nevoie. Ce vreau să subliniez aici este că mașina, exact la fel ca Hyundai Santa Fe, vine cu un sistem de camere inteligente care te avertizează în cazul unui unghi mort. Când apeși stânga sau dreapta pe semnalizator, pe maneta de semnalizare, ți se aprinde un display aici în bord, în locul turometrului sau în locul vitezometrului, care ți arată ce se întâmplă pe lateralul mașinii. Practic, mașina are niște camere în oglinzi care filmează unghiurile tale moarte, astfel încât să nu fii luat prin surprindere. Și mai avem și acest sistem de infotainment foarte simplu de folosit, cu câteva funcții specifice Hyundai Kia, cum ar fi Sounds of Nature sau Silent Mode. Și chiar nu am ce să comentez aici, mai ales că avem și Android Auto și Apple CarPlay cu fir, nu ai ce să comentezi pe partea de infotainment. Și dacă partea din față vi s-a părut fabuloasă, uitați-vă cât loc am aici în partea din spate. Cu toate astea, trebuie să fac o mică mențiune. Aceste scaune sunt ajustabile și rabatabile. Practic, poți să reglezi atât spătarul, într-o formulă 60-40, dar poți să-i reglezi inclinarea, cât și adâncimea. Bun. Acum suntem la maxim în spate. Asta înseamnă că spațiul din portbagaj va fi un pic mai limitat. De asta nici nu ți se oferă un număr exact de câți litri are portbagajul, pentru că variază foarte mult în funcție de cum îți reglezi tu scaunele din spate. Dar am mult loc aici la genunchi și scaunul nu este în poziția mea normală de condus, pentru că mașina are un sistem de comfort access, iar atunci când este oprită, scaunul șoferului se dă 10 cm în spate ca tu să poți să cobori mai ușor din mașină. Iar atunci când te urci înapoi în mașină, se mișcă singur în față și te duce în poziția presetată. Deci aici am mai puțin loc decât ar fi în mod normal dacă aș fi la volan și mașina ar fi pornită. Puteți observa că este extrem de mult spațiu, da? Și faptul că poți să rabatezi și să aranjezi scaunele este încă un plus. Pe ușile din spate avem suporturi de pahare, butoane pentru geamuri și încălzirea din scaune. Scaunele din spate sunt încălzite. Materialele sunt iarăși de bună calitate. Avem și perdeluță la geamuri dacă vrei. În scaunele din față, în spătarele lor, avem porturi USB pentru încărcat telefonul. Jos mai avem o priză USB și o priză de 12V normală. Guri de ventilație și scaunul pasagerului are niște butoane pe lateral care îți permit să îi reglezi poziția față-spate și a spătarului fără a mai fi nevoie de o altă intervenție. Acum, ce vreau să mai menționez este faptul că aceste scaune se pot rabata complet să faci o podea lungă, să poți să cari chestii, dar și faptul că în portbagaj poți să ai două scaune suplimentare, mașina poate fi cumpărată și cu configurație de 7 locuri. Indiferent dacă vorbim de versiunea hibridă pe care o avem noi, indiferent dacă vorbim de versiunea plug-in hybrid, indiferent dacă vorbim de versiunea diesel, poți să-ți cumperi mașină cu 7 locuri. Și unii vă veți întreba, dar cum de e posibil să-ți iei 7 locuri și plug-in hybrid?
poți, pentru că bateria pentru plug-in hybrid ar fi în podea, pentru că mașina asta are o podea dublă. Da, sunt impresionat de ce a reușit Kia aici. Atunci când te uiți la volanul noului Kia Sorento, observi cât de mult a evoluat mașina și brandul per total, așa cum vă spuneam și la exterior. Și așa cum vă spuneam și la exterior, nu ai cum să nu observi asemănările între acest Sorento și fratele său Hyundai Santa Fe. Pentru că mașinile sunt pe dedesubt practic aceleași, aceeași suspensie, aceleași motoare, aceleași cutii. Numai că în România versiunile oferite sunt un pic diferite. Pe Kia Sorento poți să te-o cumperi în trei versiuni. Cea pe care o avem noi aici, un hibrid clasic cu motor de 1.6 turbo sub capotă și încă un motor electric lângă el, pentru o putere totală de 230 de cai putere. Motorul pe benzină are 180 de cai, motorul electric 60 de cai, dar cum v-am explicat în mai multe clipuri, la anumite hibride nu se poate aduna puterea totală, pentru că nu pot să livreze ambele unități puterea maximă în același timp. Mai ai o versiune plug-in hybrid, care are și o baterie mai mare, care poate fi încărcată, plasată undeva sub podea. Dacă mi-aduc bine aminte, are undeva la 18 kWh bateria aia. Da, deci mai e și varianta aia cu o baterie mare care poate fi încărcată și ai practic un model plug-in hybrid. Și mai este varianta diesel, care vine cu un motor de 2.2 și 200 de cai putere. E motorul pe care l-am testat pe Hyundai Santa Fe. Aveți un link cu testul cu Hyundai Santa Fe aici, dacă vă interesează motorul ăla, în combinație cu cutia de viteze cu opra parte cu dublu ambreiaj. Pe mașina asta avem o cutie convențională cu 6 viteze. În întreg ansamblul, pentru că motorul electric este poziționat undeva între cutie și motor, motorul electric funcționează într-un fel ca un fel de torque converter, ca un convertizor de cuplu, ca să facă tranzițiile mult mai line între schimburile de viteză. Dar voi vorbi despre asta puțin mai târziu. Mașina este super confortabilă atunci când o conduci, dar nu poți să-i ceri mai mult de atât. Nu poți să-i ceri lui Sorento să fie o mașină sportivă. Am încercat să o conduc sportiv și nu e ce trebuie. Dar, în același timp, nu cred că cei de la Kia au creat mașina asta ca să câștige curse de drag race sau să se ducă cineva cu ea pe circuit. Mașina asta a fost creată pentru o persoană care are familie, cred eu, și își dorește un SUV confortabil, luxos, la niște bani buni. Și sincer, când conduci mașina asta, simți mult rafinament. Aș compara-o cu mașini precum X5 și GLE, sincer, din punct de vedere al construcției, al materialelor de la interior, și nu glumesc, și a modului în care se simte. Mașina se simte foarte premium și se simte foarte europeană, se simte bine finisată, confortabilă, stilată. De-aia spun că mașina asta este echivalentul european al celor două modele. De-aia spun că se simte o mașină americană. Am locuit în America destul de mult timp și americanii pun foarte mult accentul pe preț. Ei vor mașini foarte ieftine, dar nu pun neapărat accentul pe calitatea materialelor la interior, pe fit and finish, pe cum sunt finisate lucrurile, pe cum arată și ce feeling îți dau. Ei pe interesează foarte mult prețul. De asta F-150 în America este cel mai bine vândut model de zeci de ani încoace și este un pick-up truck groaznic. Dacă mergeți cu el, este foarte prost finisat, nu este confortabil, mă rog, dar este ieftin și este mult o mașină. Pe de altă parte, mașina asta se simte bine închegată, se simte premium, bine finisată și da, v-am spus, din acest punct de vedere, confort, spațiu, pielea asta, napa, deci din punctul ăsta de vedere aș compara-o cu mașini mult mai scumpe, cum ar fi X5 sau GLE. Problema însă vine la trenul de rulare. Nu mă înțelegeți greșit. Nu este un tren de rulare prost. Motorul de 1.6 are destul de multă putere, combinat și cu motorul electric și cu cuplul instant de la motorul electric, se descurcă bine. Dar nu este o mașină rapidă, nu este o mașină cu care să spui că, domnule, te distrezi la volan. Dacă încerci să intri într-o curbă cu un pic mai multă viteză decât ar trebui, mașina se înclină destul de mult, chiar și în modul sport. Accelerațiile, na, suta, sincer, nu am găsit date pe internet cât de repede face mașina asta suta. Și noi avem aici versiunea 4x4, dar poți să-ți cumperi în România și versiunea 4x2, cu putere trimisă exclusiv pe față. Dacă ți-e versiunea 4x4, ai aceste moduri de condus aici.
pentru că ai un fel de cutie de transfer aici la mijloc care trimite până la 50% din putere pe puntea spate. Și asta iarnă când am avut mașina asta la test, chiar am mers cu ea pe zăpadă, am mers pe niște drumuri ceva mai complicate și s-a descurcat excelent după părerea mea. Nu am avut niciun fel de probleme. Deci e un sistem 4x4 destul de bun. Dar repet, nu e o mașină făcută să mergi cu ea sportiv. E o mașină făcută să fie confortabilă și rafinată și este. Chiar și la viteze mari, mașina asta are un nivel de zgomot la interior destul de scăzut, deși este un SUV atât de mare și impozant, cu forme atât de clar trasate. Aș spune butucănoase, dar nu sunt butucănoase, e o formă foarte frumoasă a mașinii și la 130 pe autostradă nu simți foarte mult zgomot la interior. Singura problemă, așa cum am zis, pe care o am este cutia de viteze și ansamblu propulsorului. Cutia de viteze, probabil că dacă ar fi fost una mai bună, un DCT cu mai multe rapoarte sau o cutie ceva mai nouă, probabil că ar fi rezolvat foarte multe din aceste probleme. Dar dacă accelerezi tare cu mașina asta, când ajungi la primul schimb dintre a întâia în a doua sau din a doua în a treia, ai un delay destul de mare la schimburi, la urcare în trepte. Ai aici niște padele care teoretic ar trebui să te ajute să schimbi manual, dar mașina tot când vrea schimb, am încercat să le folosesc, nu am putut să schimb eu când vreau eu, îi dai input plus sau minus și e un delay destul de mare până când mașina preia comanda. Deci e clar că nu e vorba că nu știu cum să facă chestia asta, pentru că am condus Stinger-ul și Stinger-ul este absolut impresionant. Pur și simplu cei de la Kia nu au marșat pe ideea asta, pentru că își cunosc foarte bine clienții, știu că nu vor un caracter sportiv în mod necesar, nu au investit pe partea asta pentru că puteau să facă mașina mult mai sportivă. Trecând peste chestia asta, pentru că nu toată lumea merge ca Schumacher prin oraș, e un pachet complet, e un pachet foarte bun. Consumul este extrem de scăzut pentru un SUV atât de mare și ce m-a impresionat foarte mult, cum am uitat la datele tehnice, este faptul că mașina asta are doar 1800 de kilograme. La cât este de mare și cât este de impunătoare și de masivă, e o greutate foarte mică. Presupun că plug-in hybridul nu am verificat, e undeva mai aproape de 2 tone, dar mașina asta la 1800 de kg este extrem de impresionantă. Consumul pe perioada cât am avut eu mașina, consumul mediu a fost 7,5. Și am mers cu ea în toate tipurile de pe toate tipurile de drumuri, de la autostradă cu 130 la DN și mers și prin oraș. Prin oraș consumul a fost în jur de 8, un pic sub 8, dar oricum, foarte ok, foarte apropiat de 7,5, ceea ce pentru o mașină de dimensiunile astea este impresionant, pentru că ea este un hibrid clasic și merge ca un hibrid clasic. V-am mai explicat și la Prius și la alte mașini. Principiul de funcționare este același, deși cutia de viteze nu este un CVT în cazul ăsta. Adică, ce se întâmplă? Plecările de pe loc vor fi electrice, pentru că la punerea în mișcare a mașinii consumă cea mai multă energie. Deci, când pleci de pe loc, mașina va pleca electric și este super silențioasă. Ulterior, când atinge o anumită viteză sau dacă apeși un pic mai tare pe accelerație, pornește motorul cu combustie internă. Și trecerea de pe motorul cu combustie internă pe motorul electric și viceversa este foarte fluidă, nu simți foarte mare lucru. Motorul cu combustie internă, de altfel, este bine izolafonic, îl auzi doar când apeși foarte, foarte puternic pe accelerație. După ce ai ajuns la o anumită viteză, pornește motorul cu combustie internă, îți păstrezi viteza sau chiar mai accelerezi puțin, în funcție de ce nevoie ai, și apoi pe decelerare el se oprește, mașina recuperează energie, își reîncarcă bateria și merge electric până la stop. Apoi iarăși plecarea de pe loc este electrică și tot așa. Practic reduci foarte mult timpul de funcționare al motorului electric. Și asta se vede în consum, pentru că o mașină de dimensiunile astea, dacă nu ar fi fost hibridă și ar fi fost doar un motor de 1.6 turbo sub capotă, ar fi consumat în oraș cel puțin 12-14. Deci da, se simte componenta hibridă și componenta hibridă îți dă și un pic de boost atunci când vrei să accelerezi ceva mai puternic. Iarăși, o adiție foarte bună. În linie dreaptă, mașina e decent de rapidă, dar nu-ți va rupe spatele, să spunem așa. Se descurcă binișor, ajungi la 130 fără probleme, nu o să ai probleme în depășiri în afara orașului sau așa mai departe, sau în alte situații de genul ăsta. Acestea fiind spuse, hai să vorbim puțin și despre prețuri. Sorento Hybrid, versiunea asta, începe de undeva de la 45.000 de euro. Trebuie să te uiți foarte bine în ce alegi, pentru că ai configurații 4x2, 4x4, ai configurații cu 5, cu 7 locuri. Mașina pe care o conducem noi este aproape dotarea de top. Este versiunea premium, mai există premium plus peste ea.
Mașina asta are un preț de 57.000 de euro de listă. Deci toate prețurile pe care vi le spun eu sunt de listă. Ce trebuie să știți și v-am spus în multe clipuri este că de foarte multe ori ajungi să plătești mai puțin la dealer pentru că au tot felul de promoții, ai programul Rabla, Rabla Plus, unele mașini se încadrează, altele nu. Deci prețul final pe care vei plăti tu pe o mașină de genul ăsta poate să varieze foarte mult. Deci v-am spus, mașina asta are un preț de listă de 57.000 de euro, dar din câte știu poți să ți-o cumperi undeva la 50.000 de euro și este aproape versiunea de top. La Premium Plus mai ai trapul și câteva opțiuni, nu știu dacă merită să dai bani în plus pentru chestia aia. Rivalii mașinii. Păi cel mai important este Hyundai Santa Fe, care este ceva mai ieftin în România, dar eu unul nu aș putea să trăiesc cu designul acelei mașini și cu butoanele alea, marea aia de butoane dinăuntru. Și comparativ cele două mașini se simt asemănător, ai aceleași motoare, aceleași cutii, aceeași suspensie, dar mașina asta se simte mai bine închegată, se simte un pic mai rafinată, se simte un pic mai stilată, exact motivele pentru care vă spun că mi se pare versiunea europeană din cele două, pe când Santa Fe-ul mi se pare versiunea mai americană. Pe lângă asta, mai ai extrem de multe mașini rivale, de la Tarraco până la toate mașinile Volkswagen construite pe acea platformă. Aș include și Touareg-ul până la un punct aici, deși Touareg-ul e ceva mai scump și nu ai versiuni hibride pe el. Da, ai multe, multe, multe versiuni din care să alegi în acest segment. Nu o să le listez pe toate, o să aștept să-mi spuneți voi în comentarii ce mașini din acest segment mai știți și, bineînțeles, pe care v-ați cumpăra-o cu acești bani. Până data viitoare, nu uitați de like, share, subscribe, bineînțeles. Nu uitați că puteți deveni membri ai acestui canal și nu uitați să vă hrăniți pasiunile. Ciao!